Universitatea de stat din Tiraspol le propune studenților care vor să învețe fizica și informatica laptopuri pentru toată perioada de studii. Și asta nu e tot. Tinerii vor primi și cazare gratuită, dar și o bursă pentru prima jumătate a anului de învățământ. De asemenea, studenții nu vor trebui să-și bată capul cu accesul la internet, întrucât pe etaje va fi Wi-Fi gratuit. Profesorii speră că o asemenea ofertă va fi greu de refuzat, iar ei nu vor duce lipsă de studenți în noul an de învățământ. Nu punem un bariem special, că de iată, de exemplu, dacă susții examenul prin nota 5, acolo să luăm laptopul. Nu, numai doar dacă este exmatriculat, luăm laptopul. Celor de sus, ideile s-a părut bună, se uită cam, dar în general au spus că au să ne susțină. Cristian a fost singurul absolvent al facultății de fizică pe care l-am găsit în cămin. Tânărul regretă faptul că el nu a avut ocazia de a primi un laptop. Cred că ar fi o oportunitate, sigur, un laptop, pentru că permite studierea după perechi. La Universitatea de Stat din Moldova nu se dau laptopuri, în schimb vor fi oferite burse de excelență de până la 3.000 de lei lunar și cazare gratuită. Acestea vor fi date tinerilor care vor aplica la Facultatea de Matematică, Fizică, Informatică, Chimie și Biologie și doar dacă au înregistrat rezultate impresionante la diferite concursuri. Cu scopul de a susține și a atrage la noi, la instituție, studenții, elevii, practic, dotați. La științe exacte, de exemplu, ca fizică, biologie, matematică, nu tare vin studenți. Ofertele universităților par să fie pe placul studenților. E o idee destul de bună și cred că i-ar motiva pe studenți. Dacă pe mine m-ar interesa facultatea asta, ar fi un plus pentru mine a alege anume facultatea dată. Dacă aș fi asta în fizică sau informatică, cred că da. Admiterea la aceste două universități va începe pe 24 iulie și va dura o săptămână.